Astăzi s-a desfășurat concursul Eroi Sălășeni și faptele lor, organizat de instituția prefectului. De asemenea, tot astăzi au fost desemnați și premiați câștigătorii acestui concurs. Concursul Eroi Sălăjeni și faptele lor, ediția a 6-a, face parte din suita de manifestări dedicate Zilei Naționale a Eroilor, fiind organizat de instituția prefectului județului Sălaj în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă și cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, al Bibliotecii Județene Ioniță Scipione Bădescu, Direcției Județene a Arhivelor Statului, Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, Asociației Jurnaliștilor din județul Sălaj și al Biroului de Informare al Parlamentului European în România. Cei mai buni elevi au fost premiați astăzi în timpul manifestărilor de comemorare a eroilor. Cursului de eseuri Eroi Sălășeni și faptele lor, inițiativa instituției prefectului și putem spune că deja este o tradiție din moment ce am ajuns la ediția 6-a. Anul acesta am schimbat-o puțin în sensul că nu am mai lăsat ca elevii să depună eseurile în timp, ci de data aceasta s-a lucrat în condiții de olimpiadă, deci ei au stat și timp de 2 ore au scris azi dimineață eseurile. Am încercat prin aceasta să încurajăm originalitatea și să spunem spontaneitatea, lucru care s-a văzut pentru că lucrările din această ediție au fost la un nivel calitativ mai bun decât a edițiilor anterioare. În cele ce urmează, o să îi rog pe premianți să vină să primească diploma din partea domnului prefect și din partea partenerului nostru, Biblioteca Județeană, un mic pachet. Premiul 1 pentru gimnaziu, Ana Iancu Sălăjanu. Premiul 2, Cristina Gabriela Bejan. Premiul 3, Ștefana Trifan. Iar juriul a decis să acorde și un premiu special pentru un interviu imaginar pentru Tudor Alexandru Trif. Concursul s-a adresat elevilor din clasele 5, 8 și 9, 12 și a constat într-o lucrare scrisă în condiții de olimpiadă, eseu, sub supravegherea juriului în sala de lectură a Bibliotecii Județene.